Începând cu data de 1 septembrie, prin ordin al premierului Adrian Cioloș, publicat în Monitorul Oficial 678 din 31 august, a fost publicată hotărârea de guvern de numire în funcție de subprefect a Romașcanului Vlad Ciurea. Prefectul Niculina Dobrilă se bucură foarte mult de numirea unui subprefect pentru că în felul acesta mai scapă de problemele instituției pe care trebuia să le rezolve singură. Bineînțeles că mă bucur! Bineînțeles că mă bucur pentru că a fost o perioadă destul de dificilă așa singură aici. E bine că ne reîntregim echipa. Mai ales că, uitați, urmează perioada alegerilor când iarăși va fi activitate din plin și suplimentară pe lângă cele curente. Prefectul Niculina Dobrilă nu știe pe ce filieră s-a făcut numirea tânărului subprefect, susținând că acesta este atributul exclusiv al guvernului. Aici chiar nu am niciun element, niciun detaliu, pentru simplu motiv că este strict atributul guvernului în numirea și respectiv eliberarea din funcția prefecților și subprefecților. Deci este atributul guvernului, a premierului și am aflat și eu ca toată lumea aseară că avem subprefect de neamț. În cursul zilei de 2 septembrie, prefectul Niculina Dobrilă se va întâlni la sediul instituției cu viitorul subprefect și vor stabili câteva lucruri despre viitoarea colaborare. Am primit un telefon de la domnul Vlad Ciurea și l-aștept să sosească. A promis că ajunge să ne vedem și să demarăm. În aceste câteva luni de mandat, ați avut contact cu el ca și șef al... Domnul este șeful OPC. Când am venit în activitate în martie, era doamna Hrușcă, adjuncta dumnealui acolo. Cu dumnealui am luat prima dată legătura, însă ulterior, nu știu, cred la aproximativ 2-3 luni, a revenit dintr-un concediu de îngrijire copil, am înțeles. A avut suspendat raportul de activitate o perioadă de 2 ani, cred. Și da, l-am cunoscut, este membru în colegiu, este șeful instituției, a fost șeful oficiului de protecția consumatorului, ca atare, în virtutea acestei funcții l-am cunoscut. Și v-a făcut o impresie bună? Da, categoric, își cunoaște atribuțiile și atât cât am colaborat, nu a fost nicio problemă. Contactat telefonic, Vlad Ciurea a confirmat numirea sa pe această funcție de mare responsabilitate. Absolvent al Liceului Roman Vodă din Roman și al Facultății de Relații Internaționale din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, după absolvirea facultății a lucrat ca inginer la firma Electrouniverse din Roman. Membru al organizației de tineret al PNL Roman, tânărul inginer a fost promovat ca șef al Oficiului de Protecție a Consumatorilor Neamț, în timpul guvernării USL, funcție de pe care este detașat acum pe aceea de reprezentant adjunct al guvernului Cioloș în județul Neamț.